Salut, sunt Andy Sechei și astăzi vreau să-ți vorbesc despre un ce dintre cei 6 ce care îți ocupă foarte mult timp și anume despre carieră. Îți reamintesc că sunt promotorul acestui concept al celor 6 ce pentru succes și împlinire și astăzi vorbim despre ce-ul numit carieră, mai sunt încă 5 și anume corp, cash, creștere, conectare și contribuție. Astăzi în cadrul ceului numit carieră, o să aduc în dialog această carte, Comunică, influențează, convinge, pe care am scris-o în urmă cu câțiva ani și care este o carte menită să te ajute să îți îmbunătățești cariera. Și ca să poți să faci asta, recomand să îți dezvolți competența de influențare. Când spun competență de influențare, mă refer la leadership, mă refer la public speaking, mă refer la vânzări, mă refer la scris persuasiv, mă refer la comunicare, la negociere. Mi se pare că asta este metacompetența, este competența absolut esențială, este ceea ce te va diferenția în cariera ta de roboți, de inteligență artificială, este competența care te va ajuta să accezi la nivelul următor în ierarhie, dacă te interesează să urci pe scara ierarhică, este competența care te poate ajuta să te duci pe cont propriu, dacă vrei să devii antreprenor. Așadar, această competență numită comunicare, în general, influențare, este o metacompetență. Acea competență care te ajută, de fapt, să devii mult mai bun, indiferent de area de expertiză, de domeniul tău profesional pe care l-ai ales. Cu toții vindem, cu toții comunicăm, cu toții, așa cum spune frumos Maxwell, stabilim relații. Astăzi vreau să îți arăt o strategie simplă de comunicare care te va ajuta foarte mult, indiferent că lucrezi în vânzări sau ești manager sau pur și simplu vrei să ai relații mai bune cu colegii tăi. E vorba despre ce întrebări își pun în mintea lor oamenii atunci când tu le propui ceva și ei nu te cunosc suficient. Sunt 3 întrebări pe care merită să le ai în vedere și să pregătești prezentarea ta ținând cont de ele. Eu le numesc cei 3 de ce. Cei 3 de ce se referă la următoarea secvență de argumentare. De ce asta? De ce tu? Și de ce acum? Să le luăm pe rând. De ce asta? De ce îmi propui acest lucru? Dacă faci o ofertă, de ce îmi propui această ofertă, acest produs sau acest serviciu? Dacă vii cu o idee, de ce vii cu această idee? Cu alte cuvinte, mă interesează, este relevant pentru mine? Asta este genul de dialog interior pe care omul are în mintea sa atunci când tu vii cu astfel de propunere. Prima întrebare pe care și-o pun este de ce asta? De ce m-ar interesa ceea ce tu ai de spus? Să spunem că îi oferi suficientă relevanță, astfel încât să-i captezi atenția și să vrea să te asculte mai departe. Dar apare următoarea problemă și următoarea problemă este cine ești tu? Ai tu credibilitatea și competența necesară ca să-mi spui lucrurile astea? Ești tu persoana potrivită pe care să o ascult? Ești o autoritate în domeniu? Te pricepi la domeniul respectiv? Ai expertiza în spate necesară? Poți să dovedești faptul că cu acest produs sau serviciu ai ajutat și pe alții? E partea de credibilitate a comunicării. Și în sfârșit, a treia întrebare, dacă presupunem că ai răspuns mulțumitor la întrebarea 2, este de ce acum? De ce e urgent? De ce e ăsta momentul? De ce n-aș amâna? De ce n-aș face mai târziu lucrul ăsta? De ce ar trebui să fiu motivat să iau o decizie acum când vorbesc cu tine și n-ar merita mai curând să spun lasă-mă să mă mai gândesc? După cum se știe în lumea vânzărilor, lasă-mă să mă mai gândesc înseamnă nu. În consecință, atunci când îți structurezi argumentația, atunci când îți pregătești mesajul, e important ca argumentația ta să urmeze o secvență de pași și îți recomand să te gândești la această secvență simplă pentru că ea, de fapt, răspunde unei exigențe importante în comunicare. Și exigența asta a fost remarcată de către un mare marketer pe nume Robert Collier, care a scris o carte intitulată Intră în conversația din capul clientului. Entering to the conversation in the customer's brain. Și când faci lucrul ăsta, ceea ce faci, de fapt, este că pornești cu ce e prioritar. Și prioritar este să captezi atenția, apoi să construiești credibilitate, iar în final să determine o acțiune. Foarte interesant cuvântul motivație, dacă te gândești puțin. Când vorbești cu cineva, îl motivezi. Când vorbești cu cineva, îi oferi, cu alte cuvinte, motive să acționeze. Pentru că motivație exact asta înseamnă. Motiv să acționezi. Motiv ație. Motiv pentru acțiune. Și când te gândești așa, nu mai vii cu propriile tale motive, nu mai vii cu argumentele care te-ar convinge pe tine, ci vii cu argumentele care îl conving pe celălalt.
în marketing, în negocieri, în vânzări, în comunicare, în coaching, în management, în toate ariile de aplicații ale științei influențării, aș spune că e aplicabil acest model. Și acest model te va ajuta foarte mult în cariera ta, pentru că indiferent cât de competent ești în domeniul tău, dacă nimeni nu știe sau nimeni nu-i convins că poți să fii de folos cu expertiza ta, nimeni nu va fi motivat să acționeze ca urmare a ofertei tale. Așadar, gândește-te bine la acest lucru atunci când îți dezvolți cariera și învață competența de comunicare. Să ne revedem cu bine!